Salutare prieteni, un nou episod de PES 2019 demo. De această dată vom încerca să jucăm un match online, fraților. Și de ce spun că vom încerca? Pentru că este foarte greu să găsești adversari atunci când vrei să joci online. Vom da aici la Quick Match și puteți să jucați și voi, evident, online dacă dați la Quick Match. Cred că aveți nevoie și de PS Plus sau dacă aveți PlayStation Plus. Nu cred că este o problemă și practic vom juca împotriva unui adversar random. O partidă de PES 2019 online. Am mai jucat niște meciuri în fața lui White Rabbit, tot așa online. Însă în fața unui adversar necunoscut n-am mai jucat până acum și cred că o să-mi iau Liverpool. Și pare să dacă ne găsește oponentul. Să dăm aici level 3 și nou match making restrictions. Fraților, iată că într-un final a găsit și oponent Captain Pepe, că-l cheamă pe băiatul ăsta. Important este însă că le-a găsit oponent, ceea ce chiar nu cream că o să se mai întâmple, pentru că a durat ceva. Primul meci online din PES 2019, fraților. AC Milan Liverpool pe Camp Nou. Suso mai departe către Cutrone, scapă bine Cutrone și mingea se duce în out. Da, primele ocazii sunt ale sale, văd începe mai bine meciul. Am văzut că Milan este de OP aici în joc. Adică chiar mi s-a părut OP până acum în demo. Ia dă-l pe Chiesa, o nouă recuperare bună. Mingea ajunge la Robertson, care e trimite lui Henderson, mai departe la Milner, care l-a văzut pe Mane și dacă facem aici un 1-2 cu Firmino poate fi interesant. Scapă Mane foarte bine. Intră în centru Mane. Iată-l pe senegalezul Mane. Mane! Mamă, și ce parada are Donnarumma, frumoasă faza lui Mane. Frumos șutul, însă chiar mai frumoasă de atât este parada lui Donnarumma. Iată-l pe Salah, peste zid, prinde însă bine Gianluigi Donnarumma. Chiesa, opa, greșeală mare și scapă Salah. Ăsta Mane, Mane către Firmino, Firmino este singur, poate să deschidă scorul Firmino. Pasă către Mane, scoate Donnarumma, vă gămeam și picioarele, bă ce ratare, bă. Frumoasă ocazie aici, mă gândeam să dau cu Firmino din prima, să o dau lui Mane, că poate va marca, să dă direct în portar Mane. Firmino și-a scăpat Mane, foarte singur Mane pe partea stângă. Firmino așteaptă o centrare, bă că Salah este liber. Intru în centru cu Mane, Mane, blocat din păcate Mane. Firmino are balonul și este gol! Greșeală în apărare și Roberto Firmino deschide scorul 1-0 în minutul... cât este, mă, minutul 25 al meciului. Roberto Firmino, frumoasă execuție. Însă frumoasă faza în sine, păcat că n-am reușit să marcăm din prima cu Mane. Să-ți mulțumim că totuși am punctat. Firmino acum, Firmino în blocaj. Dar long shot-urile nu par foarte bune în jocul ăsta. Par destul de slabe de multe ori și nu prea vă recomand să dați long shot-uri. Dacă vreți, de exemplu, să marcați goluri, dacă vreți să vă distrați, puteți da long shot-uri. Și până la urmă, în demo este important să te și distrezi, pentru că n-ai nicio miză, nu ești la nicio competiție, absolut nimic. N-ai turneu sau ceva, te mai poți distra, mai poți încerca faze. Până la urmă să te familiarizezi cu jocul, pentru că asta este și ideea. Chamberlain, bloca mine, cu Trone. Trent Alexander-Arnold, pasă bună. Mai departe la Henderson și a plecat bine Chamberlain, care are ceva pace. Chamberlain, frumos, la Salah. Mamă, dacă ieșea pasta asta la Firmino era 2-0. Dacă ieșea pasta aia la Firmino era 2-0, 100%. Bonaventura, apare bine Lovren. Foarte bun și Lovren și Van Dijk, mi se par. Foarte rapizi amândoi. Cel puțin aici în PES și foarte bine și fac treabă. Mane. Robertson. Stai cineva, da, stă bine asta, stă bine Milner acolo. Henderson, trece bine Henderson, da, este blocat de Bonaventura. Scapă acum pe contraatac Cialanoglu. Însă, da, primul ange la balon jucătorul nostru, Henderson, între Trent Alexander-Arnold. Și fiți atenți la spațiul pe care îl va avea Salah aici, pentru că Salah poate dribla foarte ușor. Iată pe Mo Salah, blocat ușor de Vilia. Mă așteptam să se joace mai bine Salah. Și iată mingea ceo de la Liverpool prin Suso, care are viteză destul de bună. Suso se întoarce, trece și de Van Dijk. Șutul lui Suso! Ai de capul meu, ce gol! Superbă execuție, n-am ce zice. Suso egalează situația pe tabelă. Un gol superb, un gol mirific. Poate lasă și reluarea, pentru că golul ăsta merită și o reluare, sincer. Frumos finestul lui Suso, nu are ce să facă Carius. Și deși mare parte noi am dominat această primă repriză, Milanul le galează la această fază. Hai să revedem faza. Suso primește aici pe partea stângă. O să lase reluarea doar pentru că a fost un gol superb. Trece de Van Dijk ușor ai Suso. Și ce finalizare găsește. Perfect, direct în plasă. N-avea ce să facă Loris Carius. 1-1 așadar în acest minut. Mane. Henderson.
Este offset în sala mare. O să ai mare, e mai spectaculos de canal de YouTube 42 al partidei. Sadio Mane. What? Bă, mulțumesc, eu nu zic nimic, mersi frumos. Firmino. Băca bine Firmino, este însă balonul nostru în continuare. Miller. Două lui Salah. Salah. Miller. Și mingea este deviată. Va fi corner. Nu știu dacă știu lui Miller a mai fost toată deviat până să ajungă la poartă. Să văd că băiatul ăsta nu prea lasă relorii decât la propriile goluri. Și o să batem această lovitură de la colț cu Henderson. Pentru că cu Miller nu prea aveși până acum loviturile de la colț. Hai să vedem pe Henderson. Centrarea în arată rău. Însă direct în brațele lui Donnarumma. Robertson din prima. Da. Erau destul de OP voleurile în PES, am zis că poate o ieși și aici. Și la pauză, AC Milan Liverpool este 1-1. Ieșiți. Robertson. Hai. Frumos. 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 Mamă, dacă era gol, scoate din păcate Donnarumma. Frumoasă fază. Am combinat bine aici. Hai să vedem cornerul. Bate. Nu vreau să bat cu Salah, vreau cu Milner să bat cu piciu cu îndreptaci. Pentru că nu mai poate ieși Donnarumma pe mingea dacă-i dreptaci. Dar nu este Donnarumma și este gol! Exact ce vă spuneam, am bătut cu îndreptaci pentru ca Donnarumma să nu mai poate ieși pe minge. Și a ieșit perfect faza pentru că se demarcă Henderson și marchează 2-1 pentru noi. Foarte bine a jucat aici faza și reușim să fim din nou în avantaj. Cred că e primul gol din corner pe care îl dau în PES 2019. Și n-a fost cu capul, a fost un șut al lui Henderson, însă exact așa am vrut să o dau, deci sunt mulțumit că mi-a ieșit schema. A atracut pe Salah, se demarcă, dacă ieșea și demarcarea lui Salah, era fantastic. A, ce bine, reușim să recuperăm prin Mane, mai departe. La Salah, Salah, aproape să recupereze, se va da fault acolo, cred. Da, va fi fault pentru el, într-adevăr, Salah a intrat urât. Aproape să iau mingea lui Donnarumma, revedem reluare aici. Iată, aproape să iau mingea lui Donnarumma. Cred că voi lua și galben. Habar. Donnarumma greșește, Donnarumma și Salah este liber. Salah poate să închidă meciul și ratează. Bă, ce prost am dat, nu cred. Cred că trebuia să mă mai apropii de Donnarumma să jutez după aia. Dar mi-a dat pasă direct, frate. Hai să jucăm un nou cone. Voi bate cu Salah pentru că vreau să fac aceea schemă ca mai devreme. Le voi da ăștia deși. Se ducă toți în spate. Dar văd că stă cu fundașii acolo și o să fie complicat. Centrarea lui Salah la prima bară este Milner și nu a fost Henderson. Și prinde până la urmă portarul milanezilor. Chessie. Salah se demarcă foarte bine Salah aici. Vine centrarea Firmino și scoate foarte bine Gigi Donnarumma. Din nou Firmino recuperează balonul. Mane și prinde din nou Donnarumma. Bă, la câte ocazii a fost meciul ăsta, chiar a fost spectacol total, să mă zic. Hai Firmino. Bucat, bine Firmino. Oh, da, bravo. Salah acum. Salah cu stângul, l-am dat prost. Trebuia să încerc la colțul scurt cu stângul, că poate se ducea mai bine. Chessie. Suso. Adică meciul ăsta pare așa de interesant încât parcă aș lăsa plajersat cu tot doar pentru numărul mare de ocazii, știți? Adică pur și simplu, dacă tai 10 secunde deja s-a întâmplat ceva pe teren și cred că o să las meciul cu totul. Pentru că a fost spectacol total. Rodriguez. Pasă către Cealanoglu. Recuperează Lovren aici. Mai departe la Salah. Și pare că părea că se demarcă. Părea că se demarcă Firmino. Însă nu este cazul. Și văd că pune pauză. Hai să punem și noi o pauză. Să facem o schimbare. Cred că o să fac pe Denning. S-am văzut că are un pace foarte bun în joc și o să-l încerc. Băgăm și pe Emre Can în locul lui Milner, care pare destul de obosit. Și va intra probabil și Wijnaldum în locul lui Alex Oxlade-Chamberlain. Trei schimbări, fraților, care sper să ne ajute. Cu Inks în față, cu ceva pace acolo, poate că o să ne reușim să ne demarcăm mai bine, nu știu. Asta e ideea, să se demarce Inks, să dau niște pase bune. Pentru că are peste 85 pace din câte am văzut. Și asta chiar e ceva aici în joc. Henderson. Frumos, frumos, hai două, bine. Minunat combina. Păcat că e blocat Robertson. Dar Robertson nu prea are strength și asta se vede. Oh, și pasă bună la Suso, care cred că va avea avantaj aici.
Îl văd pe Cutrone, pasta este către Cutrone, este un jucător liber acolo. Însă reușim cumva să blocăm și Carus ne scoate incredibil. Ratare imensă aici. Prima dată am blocat-o, după aia cream că totul s-a dus, însă recuperăm fantastic. Și Salah poate da drumul la contraatac. 1-2 cu Denings. Iată-l pe Salah, se întoarce fără probleme, Mo Salah. Salah ține de balon. Centrarea este bună și Denings închide meciul. 3-1 pentru Liverpool. Danny Ings marchează și este probabil victorie pentru noi astăzi. Vă că pune și pauză. Bă, sper să nu dea rage quit. Nu, n-a dat rage quit, ok. 3-1 pentru Liverpool. Danny Ings închide partida. Frumoasă faza lui Salah. Și iată că intrarea lui Danny Ings nu mai se dovedește folositoare pentru că marchează un gol. Suso de posedat ușor. Dar cred că am fost totuși mai bun decât el meciul ăsta. Vă aștept părerile în comentarii să zic că am fost peste el. Adică am avut mult mai multe ocazii decât a avut el. Chiar dacă a ratat acum cu Cealanoglu și a ratat cu Salah mai devreme, plus că am avut și alte faze interesante. Hai Van Dijk. Ings. Se demarcă bine Ings. Se întoarce Ings. Frumos. Superb. Superbă, Emre Can marchează și el pentru 4-1. Și probabil că nu o să lase reloare, așa că... Da, frumos golul lui Danny Ings. Iată aici un duel cu Salah. După aia un întorc frumos la Emre Can care face 4-1. Frumoasă fază, frumos gol. Andre Silva către Bonaventura. Bloca bine Bonaventura. Va mai veni oare încă un gol, nu știu. Salah. Da, frumos aici Mohamed Salah în duel cu nimeni aparent. Trimite la Denings. 5-1 Denings. Cred că s-a pus pe la autotext sau ceva, pentru că altfel nu mi explic. Și ce îmi place este că Denings dă o dublă, deși intră undeva după minutul 80. Iată pe Salah aici ce frumos își face faza și este 5-1. Bine, pe final evident s-a lăsat mai moale adversarul nostru. Știa că meciul e gata. Însă nu mă așteptam să-i dau chiar atât de multe goluri. Iată recuperarea lui Denings aici. Călcăi frumos al lui Mane. Mai departe la Salah. Creșit pasa. Însă Salah recuperează și poate ne este ceva la faza asta. Iată-l pe Mo Salah. 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 A fost deviat din păcate. Și am vrut să dau un gol de la distanță cu Mo Salah. Însă nu ne-a mai ieșit. Pauză, final de meci. Scor final, fraților, 5-1 în fața adversarului nostru. Meci frumos, un meci cu foarte multe ocazii. Spectacol total pe online, fraților. Și eu sper că v-a plăcut acest episod. Măcar pentru simplu fapt că am avut ocazii foarte multe și că totuși am dat 5 goluri și s-au fost în total 24 de șuturi pentru cele două echipe. Ei bine, cam atât pentru acest episod. Dacă vreți să fac PES 1v1 cu alți youtuberi, uitați să scrieți în comentarii acest lucru. Cam atât pentru acest video, vă mulțumesc pentru atenția acordată, nu uitați să lăsați un like și noi ne vedem data viitoare. V-am salutat, la revedere!